Aia, dar nu mai știu nimic. Nu mai știu nimic de el. De multe ani nu mai știu nimic. Cine știe, om, ușor, 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 ușor. Am ajuns. Uite, Danton. Atât a mai rămas din viața acasă, doar scările astea. Și uite, teiul ăsta de care ți-am vorbit. Aici îmi place mie să vin să povestesc despre Nastratin Hogea. Cred că și ăsta are 100 de ani. Pe puțin 100 de ani. Casa cât o pierd. Cred că a avut 300 de ani. Păcate. Da. Hai, hai să ne așezăm să vezi ce vine. Hai să te ajut. Hai. Stai așa. Stai așa că... Dar greu cu piciorul ăsta. Nu știu ce să mă mai fac. Hai așa. Stai jos. Băi, frate, ce ghinion ai avut. Da. Exact în ultima zi de bătălie. Chiar în ultima zi a fost șarja aia și a căzut lemnul pe mine. Da. Și uite, de atunci mă târăsc cu el. Danton. De când nu te-am văzut, Danton? Cred că sunt 100 de ani. Hai că exagerezi și tu. Ce să fac cu el? M-am mutat la țară. Ce să fac aici, acolo? Tot așa cald ca la noi e? Cald, dar să știi că totuși mai bine e verdeață, mai curat, e altceva, mai o grădină, mai ca om. Neapărat îți fac o vizită acum că te-am revăzut. Trebuie, chiar te rog și te aștept cu drag să mai povestim. Da. Păi nu ne ajunge o noapte. Na, păi am stat deja o noapte. Am stat deja, da. Dragii mei, Danton, camarad de nădejde din campaniile din nordul Africii, din campaniile lui Napoleon Bonaparte, da. Și la fel ca și mine, l-a cunoscut pe celebrul Nastratin Hogea. Oh, ce figură! Cam hâtru așa, da? Cine ar putea să-l uite pe Nastratin Hogea? Și Danton n-a mai scăpat de mine când l-a revăzut aseară. Hai să povestești o întâmplare cu Nastratin Hogea. El că stai să vezi, o fi, copății, că verde, că uscată. Dar n-a mai scăpat de mine. Hai la locul unde îmi place mie să povestim. Hai. Așa ai dreptate, știi că eu în public nu prea îmi place să mă manifest așa și... Între noi e altceva când suntem între noi, știi, cam în gură. Lasă, lasă. E mult până îți dai drumul, după aia nu te mai oprești. Așa e? Da. Auzi, dar parcă începusei tu o povestire. Da, data trecută povesteam, eu cred că o știi sigur pe aia. Când se mărita Leila. Așa. Nepoata lui Nastratin. Și Nastratin trebuia să meargă în un sat îndepărtat. Avea de mers vreo 10 verste așa. Mai călare, mai pe jos, făcea cam o zi și un pic de mers. Și nu și-a luat hainele cele mai bune, că a zis: oi cătea de pe măgar, le-oi prăfui, m-oi da de-a berbelea pe gruhotișul și pe dealurile pe care le-am de urcat, mă duc în hainele obișnuite. Și nu l-a băgat nimeni în seamă. O cană cu apă nu i-au dat și lui. Bă, omule, ia acolea o cană, că oi fi și tu după drum obosit. După o zi jumate, s-a întors Nastratin în hainele lui cele mai bune, alea cu fireturi de aur și de argint. La mine așa. Hai că nu-ți merge așa rău. Așa rău. Uite, eu ce rău am ajuns. Așa, în alea cele mai bune, ce să mai... Și nu mai știau cum să intre în voie. Nu mai știau ce să-i dea să mănânce și ce să-i facă. Haina, încă din păcate, haina-l face pe om. Deși n-ar trebui. Așa e, Danton. Pe asta și mă gândeam că poveștile noastre cam seamănă orecum între ele. Și ca să nu mai lungesc vorba, ar trebui să încep să spun povestea. Păi să-i dăm drumul. Tu mai ții minte, Pierre, băilele dinainte, comunale, cum le ziceam noi? Hamamurile. Exact. Hamamurile. Exact. Cum aș putea? Uite că mă luc căldura, băi, când auzi de ele. Cum aș putea să uit de hamamurile? Păi, era un adevărat ritual, nu? Da. Ei nu se aruncau în apă cum facem noi, gata, una, două, și se spălau. Întâi te săpuneau,
Intrai la baie cu aburi. Masaj. Masaj, te frecau. Crengile alea pe spate. Da, îți făceau masaj. La sfârșit era Coreea, apoi beau un ceai. Ăla, ceaiul ăla de final făcea tot. Da. Păi când ieșai de acolo, ziceai că ești nou născut. Așa te simțeai de ușor. Așa este. Da. Hei, într-o zi, Nastratin veni la băile comunale. La hamam. Hamam. Așa. Acum ar veni un pic cam pe seară, de la muncă. Și nu se mai obosi să treacă pe acasă, să schimbe, să asta, că până la urmă venea... Păi da, ca omul. Să spele. Venea să spele, dar venea la... Da. Și avea de haine de muncă, prăfuit, amărul, vai de el. Hei, la intrare se duse la îngrijitor, că de nu văzut îngrijitorul așa... murdar, gerpelit, amărât. Iusuf. Iusuf, parcă îl chema. Da, dar nu cred că are prea mare importanță în povestirea noastră, cum îl chema. Mă rog, când îl văzut așa de amărât, îi arunca acolo în scârbă, în prosop, o coajă de săpun uscată. Mă, asta e. Nastratin, știi cum era el? Tăcurii, gură. S-a dus, le-și făcut treaba, făcut băița, își băut geiuțul. Cocea el ceva. Iar la final, ce să vezi? S-a dus la îngrijitori și îi dă tu bacșiș, nene. Gras. Bacșiș! Îngrijitorul nu-i venea să creadă, să uita când la Nastratin, când la bani. Bă, ăsta e nebun gândi el, știi? Tăcu nu țise nimic, Nastratin plecă. În fine, la vreo săptămână, veni Nastratin, la hamam. Da. Dar de data asta, veni de acasă. Aha. Îmbrăcat la patru aci, aranjat, călcat, ghisit, parfumat. Când îl văzut îngrijitorul, început să facă plecăciuni, îl băgă în fața la toți acolo, prosom nou, parfumuri, săpun de calitate, ce să mai... Nastratin nu zise nimic, nici măcar mulțumesc, își luă cei de te îngrijitor acolo, s-a dus să-și făcut treaba, la final își bău un ceai făcut de îngrijitor. Când se plece, s-a dus la îngrijitor și de dus bacșiș. Un bănuț. E cum a îngrijitorul s-a uitat când la bănuț, când la Nastratin. Până la urmă și-a o inima în din și spusă, bine, domnul Nastratin, păi... Păi da. Ce cu... Exact, da. La care Nastratin îi spuse, că nu te supăra, dar bacșișul de data trecută este pentru serviciile de astăzi. Iar bacșișul de azi este pentru serviciile de data trecută. Dar știi ce? Povestea asta e bună totuși la ceva. Yeah. Pentru că îngrijitorul, rușinat, și-a dat seama de ce a făcut și de atunci n-a mai judecat pe oameni după îmbrăcăminte. Da. Și i-a servit pe toți la fel. Ăsta e un caz fericit, Anton. Dar din păcate și astăzi oamenii tot după haine se judecă. Uite, bună oară, pe noi. Păi nu dă nimeni doi bani. Dar noi ne-am servit patria, Pierre. Ne-am servit patria, Danton. I-am adus glorie patriei. Din păcate, așa este, oamenii uită repede. Așa e. Hai, hey. Ne mai povestești una. Cu mare drag, dar trebuie să plec. Am niște acte de scos pentru la țară acolo, pentru pământul, pentru astea și mă grăbesc, dar promit că data viitoare o să stau mai mult. Și poate știi ce? Poate o să vii tu la mine la țară și o să povestim de acolo mai multe. Păi, cu mare drag. Da? Da. Mergem. Mergem. Hai că poate te ajut și eu, că mai cunosc pe cineva la prefectură. Hei, vom vedea. Hai, lasă-mă ajut să mă ridic. Da. Ia, hai, stai așa, dă mâna. Dă-mi asta, mă. Trebuie să facem ceva cu piciorul ăsta. Ce să mai facem? Cunoști un doctor. Măcelar nu cunoști, să mi-l taie. Tot așa cu piciorul ai rămas. Asta, roșu. E din ce în ce mai rău cu el. Ia, merg.